Doar două clipe pe picioare sau în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Romani. O să citim doar o porțiune dintr-un verset, și anume versetul 16 din Romani 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Amin. Vă rog să luați loc. Mă gândesc în felul următor. Fiecare dintre noi, când se întoarce la Dumnezeu, în prima parte, în relația noastră cu Dumnezeu, căutăm să spunem tuturor de marea minune pe care Domnul nostru Iisus Hristos a făcut-o în viața noastră. Mi-aduc aminte că după ce m-am întors la Dumnezeu, am promis că o să stau o perioadă deoparte, pentru că îmi cunoșteam evoluția mea din punct de vedere intelectual și mă gândeam să nu mă pripesc cumva și să fac multe greșeli. Că din râvnă multă s-ar putea să facem și multe greșeli. În momentele acelea a venit un frate mai în vârstă la mine și a venit cu o geantă că abia a cărat-o după el și mi-a zis: Alin, va trebui să pui mâna pe carte,
să studiezi, să citești cuvântul lui Dumnezeu și ai aici lectură cât îți trebuie, că Dumnezeu te va folosi. Vreau să vă spun că dacă dau ani mai în urmă, în viața mea pe la 14 ani s-a întâmplat ceva ce sau ceva la ce nu m-aș fi așteptat să se întâmple, ceva ce pur și simplu m-a făcut să merg într-o altă direcție și nu în aceea în care am visat când eram copil, să devin predicator și cântăreț. Am devenit ignorant, nesupus, rebel, disprețuiam orice autoritate, nu mai suportam cuvântul autoritate, nu mai suportam cuvântul disciplină, nu mai suportam cuvântul ordine, pentru că, din păcate, au fost oameni în viața mea în momentele din copilărie care au folosit în exces de zel această autoritate pe care astăzi nu o mai contest, pentru că nu putem să trăim fără o autoritate. Autoritatea supremă este Dumnezeu, care și-o manifestă de multe ori în dreptul bisericii și a omenirii, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că pe lângă acest atribut, cum ar fi autoritatea, suveranitatea, omniștiența, omnipotența, omniprezența, Dumnezeu mai are ca și atribut și mila, și harul, și dragostea, și acestea sunt caracteristici pe care Dumnezeu le pune întotdeauna înainte, în relație cu omul. Spune prin gura unui profet, nu mai mi-aduc aminte care, că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, care face dreptate și judecă. În prima parte pune mila. Că dacă Dumnezeu n-ar avea milă de noi, oamenii, și și-ar manifesta doar autoritatea, cred că ar fi vai de noi, de fiecare dintre noi. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că prin mila Lui suntem în viață. Mă întorc la momentele acestea în care am vorbit despre ignoranța pe care am îmbrățișat-o și ajung până la bacaloriat, 2003, proba limba română oral. Mă întreabă doamna profesoară, Alin Jivan, te rog să te ridici. M-am ridicat. Îmi spune, cine a scris Baltagul? Nu știu. Cine a scris Cutare? Nu știu. Cine a scris asta? Nu știu. Dar de Cutare ai auzit? Nu. Dar de Tufă de Veneția ai auzit? Eu am zis nu. Credeam că e vreo operă literară. Nu știam că doamna profesoară vorbea despre mine. Voi râdeți, dar râdeți de mine. Spunea cineva că un om care râde de problemele pe care le-a avut cândva în viață e un om vindecat. Slavă lui Dumnezeu! Mă consider un om vindecat de Domnul nostru Iisus Hristos. Cum am ajuns eu aici? Am pornit bine în viață. Am pornit cu dorința de a-L sluji pe Dumnezeu. Am dorit cu visând în copilărie că voi face lucruri mari cu Dumnezeu. Am fost poate prea protejat în familie de gândirea creștină care se bazează pe dragoste, pe bunătate, pe îngăduință. Am fost poate prea ocrotit de frații din biserică, acolo unde se vorbea tot despre dragoste, despre bunătate, și am fost rău surprins sau neplăcut surprins în momentul în care tatăl meu m-a luat și m-a dus într-o sală de gimnastică, acolo unde își desfășura activitatea Lotul Național de Seniori sub îndrumarea domnului Dan Grecu, care era o atracție pentru toți copiii din Reșița. În momentul în care am intrat în sala de gimnastică, mi-am dat seama că intru în mijlocul unor oameni care gândesc total împotriva credinței creștine. Dumneavoastră știți că în perioada comunismului oamenii dezaprobau credința noastră, vorbeau foarte urât despre felul în care se manifestau creștinii și au scos tot felul de lucruri ciudate, cum ar fi că la noi la biserică se sting luminile și oamenii fac tot felul de prostii. Când am intrat în sala de gimnastică, un antrenor, într-un mod obsedant, spunea, ăsta e sectant, ăsta e la pocăiți acolo unde se sting luminile în biserici și fac tot felul de prostii. Bietul de el nu știe că la noi în biserică se aprind lumini și la propriu și la figurat. Spun bietul de el că, din păcate, acest om în 2009 și-a sfârșit alergarea pe pământ departe de Dumnezeu. Am fost cumva ținta glumelor rele din partea colegilor și a antrenorilor. Mi-a fost foarte greu să mă integrez în mijlocul lor.
Am avut parte de un tratament nu tocmai plăcut din partea mai multor oameni despre care nu mai vreau să vorbesc. Aseară, în tren, acum o spun, dacă Flori se supără, sper să nu se supere. Aseară, în tren, soția mea a plâns după bunica ei care a crescut-o, bunica ei a plecat la Domnul mai demult și a adus aminte și de bunicul ei, atoi mi-am adus și o aminte de mama, de tata și era să plâng și eu. Ai mei sunt în viață, slavă Domnului. Dar mi-a venit și mie să plâng și m-a luat un dor de ei extraordinar, abia aștept să mă duc acasă să iau în brațe pe toți. Eu vin dintr-o familie numeroasă, 14 copii, 7 fete, 7 băieți. Acest lucru a fost iarăși o țintă a batjocorilor care veneau din partea colegilor și antrenorii, mă întrebau tot timpul, dar știi cum îi cheamă? Noi eram 36 de copii la antrenamente, spunea, dar dumneavoastră nu știți cum ne cheamă pe fiecare dintre noi, bine? Ei încercau să mă atingă acolo unde nu-mi doream eu. Mi-a fost foarte greu să mă integrez în societate. Antrenorii gândeau în felul următor, performanța se face prin ordine și disciplină. De aia am mai suportat eu cuvântul ordine și disciplină. Era vorba despre ordine și disciplină în sensul acela în care dumneavoastră, cei mai în vârstă, îl cunoașteți foarte bine, atmosfera aceea comunistă, lumini pâlpâind, așa poate de aia vorbeau despre, se speriau de lumini aprinse. Spunea cineva, copiii fug de întuneric și adulții fug de lumină. Și cam așa se întâmplă. Multă tensiune, presiune, oameni agresivi, oameni duri, oameni care nu aveau alt obiectiv în viață decât prin forță să aducă niște copii la cele mai înalte performanțe. Mi-a fost foarte greu să mă integrez în mijlocul lor și mi-a fost foarte greu la vârsta aceea să mai împăstrez credința în Dumnezeu. Mă uit astăzi ca și antrenor de gimnastică, am sub îndrumare, alături de alți colegi, vreo 50 de copilași. Și într-o zi am adunat copilașii pe cei mai micuți dintre ei și i-am întrebat, ia spune-mi, tu ce vrei să devii? Unul a zis, eu vreau să devin Batman. Încă vreo 3 după el, Batman. Unul a zis, eu vreau Spider-Man, domn profesor. Altul a zis că vrea să devină jandarm, un doctor, un polițist și un prichindel de jumătate de metru, pe nume David. L-am întrebat, știi cine a fost David? Nu. Dar Goliat, știi cine a fost? Nu. Zic, bine, tu ce vrei să devii? Zombie. Zombie, noi râdem că este de râs într-un fel, dar în același timp este și de plâns. Pentru că o cunoștință de-a mea din Austria și-a lăsat copilul să se uite la Harry Potter, la desene animate și mulțumim, cum îi spun eu lui Mihai, părintelui Mihai, asta printr-un gest de recunoștință față de vârsta pe care o are și lucrarea pe care o face cu Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. Suntem colegi la Institutul Teologic, de aceea nici nu mă bag în teologie prea profundă, că știe cât de slab sunt eu la școală acolo. Mă limitez la ce am experimentat cu Dumnezeu. Fratele Mihai a adus astăzi desene care vorbesc despre Dumnezeu, cunoștința despre care vorbeam eu din Austria și a lăsat copilul și s-a uitat la Harry Potter și după film, ce credeți că a făcut? A luat o mătură, s-a urcat la etajul 1 pe geam și s-a aruncat jos. Și a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, în zilele noastre și nu numai, există o luptă extraordinară care se dă în ce privește educația copiilor. Eu am vrut să cresc sub îndrumarea lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt în biserică, numai că mi-a fost foarte greu. La 14 ani eram declarat cel mai bun junior din țară. Și vreau să vă spun că antrenorul, coordonator de la LOT, m-a ridicat din formații de acolo și mi-a zis, tu ieși afară de la antrenamente. Pe lângă faptul că trebuia să suport un tratament dur din partea mai multor oameni și mi-a fost foarte greu, au fost momente dureroase, m-am maturizat forțat, dacă aș putea să spun așa, și m-am dezvoltat sub același gând pe care îl spune un proverb, că un copilaș este ca un înger, ale cărui aripi descresc pe măsură ce picioarele cresc. În momentul în care antrenorul coordonator m-a dat afară de la antrenamente spunându-mi că el nu face antrenamente pentru pocăiți, pentru mine a fost momentul în care de pe genunchi, și ascultați-mă foarte bine, de pe genunchi l-am părăsit pe Dumnezeu. De pe genunchi sau pe genunchi acolo s-a trezit în mine dorința de a mă răzbuna pe toți oamenii care mi-au făcut rău. Când am văzut cum mă împinge afară de la antrenamente, spune, ieși afară, eu mi-am cerut iertare și a spus, ieși afară că eu nu fac antrenamente pentru pocăiți. Mi-a fost foarte greu. Am început să strâng ură în mine față de acest om și nu numai față de el,
La 14 ani acolo pe genunchi l-am scos afară pe Dumnezeu din conștiința mea și spune Pavel, în starea de păcat a omenirii, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu, în cunoștința lor Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Deci Alin Jivan l-a lăsat pe Dumnezeu și a îmbrățișat blestemul. La 17 ani deja colindam orașul în lung și în lat printre cei mai periculoși oameni din societate. Oameni care aveau probleme cu legea, oameni care au făcut crime, oameni care trăiau într-un mod dezastruos din familii dezorganizate. Eu chiar dacă făceam sport de performanță și eram în grațiile domnului Dan Grecu și în momentele următoare, imediate, domnul Dan Grecu m-a și selecționat la lotul național de seniori, am trăit atât de dezastruos încât până și dânsul mi-a zis că dacă nu-mi schimb viața, va trebui să mă dea afară din lotul național de gimnastică. La 17 ani purtam cuțit în buzunar. La 17 ani aveam gânduri chiar și împotriva lui Dumnezeu, de care eram foarte conștient că există. La 17 ani trebuia să mă întorc acasă de la discotecă după ce consumam mult alcool și să-mi văd mama, că tot vorbim despre mame și doamne și domnișoare, cu care altă dată cântam atât de frumos din caietul acela ei vechi de cântări, Iisus Hristos e Domnul, aleluia. Acum mă vedea că vin la 4 dimineața de la discotecă, abia mă mai puteam ține pe picioare și ea nu putea să doarmă noaptea gândindu-se la felul în care a ajuns copilașul ei, în care își punea speranța că într-o zi o să ajungă un bun slujitor al lui Dumnezeu. Mă durea inima și aveam remușcări, mustrări de conștiință și am zis, nu mai stau acasă. Pentru ce să o văd tristă și pentru ce să o văd cum se chinuiește? Am zis, mai bine plec de acasă. Cu tatăl meu eram certat și am plecat de acasă. Am venit în anul 2001 la București. Vreau să vă spun că în anul acela, unul dintre cei mai buni amici de-ai mei a omorât un om într-o încăierare la discotecă. Iar un băiat care a plecat din corul bisericii, când a dat de bani, în aceeași noapte, cu o oră înainte de această crimă, l-a lovit pe bodyguardul discotecii și l-a băgat în comă. Aceștia erau oamenii cu care eu stăteam de dimineață până seară, săptămână de săptămână, lună după lună și an după an. Mai mult de 10 ani am trăit în partea aceasta de jos a societății. M-am clătinat din temelii și vreau să vă spun că am cântat Unde pleci, prietene grăbit, cu sufletul zdrobit de patim răstignit. M-au răstignit patimile, viciurile, am fost un om peste care a pus stăpânirea agresivitatea, răutatea, am avut gânduri împotriva și chiar și împotriva părinților mei, împotriva antrenorilor mei, am devenit obraznic, spune cuvântul lui Dumnezeu, care sunt caracteristicile oamenilor care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. Astfel, dar au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de răutate, sunt obraznici, trufași, lăudăroși și așa mai departe. Gândiți-vă și dumneavoastră, dacă ar fi să facem o paralelă între copilul care visa cu Dumnezeu și la 17 ani purta cuțit în buzunar. Eu când mă uit în urmă, nu pot să spun decât că mare este Dumnezeul care s-a coborât după mine, că nu m-a lăsat în mâna acestui stăpân crud, care este diavolul, care distruge, ruinează și devorează, și îi mulțumesc că cu brațul lui puternic m-a ridicat, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a spălat conștiința în sângele mielului, în așa fel încât să pot să proclam că Iisus Hristos este Domnul vieții. Îi mulțumesc că nu m-a mai lăsat să mănânc roșcovele pe care le mănâncă porcii. Îi mulțumesc că m-a scos din stările acelea de depresie, de anxietate, de frustrare, de dezamăgire. Faptul că eram dezorientat, eram într-o stare chiar demonică, aș putea să spun, în sensul în care nu mai puteam să dorm noaptea, cu gânduri împotriva societății, gânduri împotriva tuturor oamenilor, dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos, care mi-a zis, ridică-te în capul oaselor și trăiește ca un copil de Dumnezeu. Soarta ta, Alin Jivan, și soarta omenirii, destinația voastră nu este ghena de gunoi a Universului. Destinația voastră este pupitrul de comandă al Universului împreună cu Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a creat să ne distrugă, noi nu suntem sortiți eșecului, morții, infernului. Dumnezeu ne-a chemat să moștenim împărăția Lui pe care a creat-o pentru noi toți. Dumnezeu n-a putut în mila și în dragostea Lui să mai rămână acolo în cer,
fără să-L trimită pe Fiul lui Iisus Hristos spre niște oameni dezorientați care erau prinși sub dărâmături în ruine și să ne ridice de acolo, să ne dea speranță, un viitor și o nădejde, să ne spele conștiința, să ne dea bucuria mântuirii, să ne arate care este adevărata fericire pe care nu ți-o poate da nimic în viață pentru că toate lucrurile trec. Fericirea noastră, împlinirea noastră, bucuria noastră atârnă de acest Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Fericirea noastră atârnă de relația pe care noi o avem cu Creatorul nostru. Sunt mulți oameni care și-au consumat energia, timpul, viața în a descoperi cât mai multe lucruri despre existența noastră și au murit dezorientați, neștiind și neaflând adevărul. Dar a fost cineva în întreaga istorie omenirii, un singur om, Iisus Hristos, care a spus: căutați adevărul? Eu sunt adevărul. Căutați o cale mai bună? Eu sunt calea. Vreți viață? Să aveți viață din belșug? Eu sunt viața și vă pot da viață din belșug. Faptul că vorbesc cu pasiune despre Iisus Hristos, mă întorc de fiecare dată la stările emoționale nenorocite pe care le-am trăit în momentele în care am stat departe de El. Și când văd ce trăiesc astăzi, că sunt împlinit dincolo de faptul că am încercările, provocările și greutățile care vin în viață, am un Dumnezeu care mă sprijinește în fiecare moment din viață. Am un Dumnezeu care mi-a ridicat ochii și privirea de la pământul acesta și a zis: privește în sus, dincolo de nori, alergarea ta să fie animată de această dorință de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Privește că medaliile pe care le-ai câștigat pe pământ ruginesc și eu nu vreau să dau la o parte în totalitate faptul că am fost sportiv și am avut câteva momente extraordinar de frumoase. Vreau să scot în evidență faptul că la sfârșitul vieții toate aceste lucruri nu ne vor mai putea ajuta, ci doar o conștiință curată să putem să spunem ca și Pavel: m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea și de acum așteaptă nu o medalie la olimpiadă sau la europene, ci cununa neprihănirii. Dumnezeu are și El un podium de premiere unde îi va premia pe toți aceia care au luptat lupta cea bună a credinței. În Apocalipsa găsiți toate premiile pe care Dumnezeu le va oferi nouă celor care luptăm cu stăruință pe calea credinței. Spuneam că relația dintre mine și tatăl meu era dezastruoasă. Mama săraca plângea în continuu, o durere extraordinară. Să mă ajute Dumnezeu să fiu și o părinte, dar să mă ajute să nu trec prin astfel de momente, că nu mi-aș dori să-mi văd copii pierduți în lume, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că acolo în suferința ei. Spuneam mai devreme că pentru mine cel mai înalt model de credință, dincolo de Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, alți predicatori mari, este mama mea, pe care o iubesc și o apreciez și îi mulțumesc lui Dumnezeu că viața a fost dură cu ea. A fost bolnavă aproape tot timpul, a plâns aproape tot timpul, a stat pe genunchi și a strigat la Dumnezeu, dar știți ce am văzut? Într-o dimineață când mă întorceam de la discotecă, am găsit-o pe la 4 dimineața, pe genunchi, pe gresia rece din bucătărie, plângând și spunea: Doamne, dacă Tu nu ai fi fost sprijinul meu, mi-aș fi pierdut și mintea și viața. Dumnezeu este acela care rămâne cu noi în momentele cele mai grele din viață. Oamenii ne părăsesc pentru că sunt limitați. Dumnezeu nu are limite, El este infinit și se coboară cu noi până în profunzimea durerilor noastre. Dacă credeți că Dumnezeu nu înțelege pe om că suferă, faceți câțiva pași în grădina Ghețimani, acolo unde Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu plângea și trăia niște stări emoționale atât de profunde încât aproape transpirațiile s-au prefăcut în sânge, încât s-a simțit, a fost chiar fricos, chiar dezorientat la un moment dat, dar a spus totuși: Tată, voia Ta să se facă. Și voia lui Dumnezeu s-a făcut. Domnul Hristos a stat pe cruce și astăzi noi suntem mântuiți. Binecuvântat să fie numele Lui. În 2001, în lotul național de seniori, acolo am schimbat Reșița cu Bucureștiu. M-am dus în București, altă clasă socială. Vreau să vă spun că Alin Jivan era cum bătea vântul. Spune Pavel să nu mai fim copii plutind încolo și încoace, purtați de orice
curent filozofic sau orice fel de învățătură. Eu am fost adeptul a fiecărei mișcări care a venit. Când a venit curentul acela de MTV-ului cu muzica aceea agresivă, mi-am rupt pantalonii, mi-am vopsit părul, au venit manelele, am început să-mi bag cercei în urechi, să-mi vopsesc părul, să-mi pun lanț la gât, să mă comport ca un maimuțoi, că altfel nu pot să spun. După aia, toate stările emoționale le-am trăit până când am venit la Domnul Iisus Hristos. De atunci am învățat că trebuie să lupt să rămân vertical într-o societate orizontală, doborâtă de păcat și de moarte. Să nu mă mai bată vântul atât de ușor. Mulțumesc Domnului că mă țin ancorat de El și El mă ajută să trăiesc o viață așa cum ne cere. Am schimbat clasa socială în București. Am avut posibilitatea să trăiesc printre cei mai mari sportivi, să colind lumea aceasta în lung și în lat. Am avut posibilitatea să văd oameni mari, sportivi de performanță, cântăreți, chiar și vedete de cinema, oameni care erau aplaudați de alte sute, poate chiar milioane de oameni, dar dincolo de momentele acelea puține de sclipeală, se duceau acasă unde trăiau o tragedie totală la familii dezorganizate, la viciile și patimile care îi doborau, la tot felul de lucruri rele care se întâmplau în viața lor. Am văzut campioni care au cucerit lumea printr-o activitate sau alta, dar au fost distruși unii dintre ei și au unecat toată existența într-un pahar cu alcool. Mulțumim lui Dumnezeu că nouă ne-a lărgit orizontul și noi știm ce trebuie să facem în viață, nu să ne oprim la lucrurile acestea atât de slabe. În 2005 am fost la campionatele mondiale, am luat o medalie alături de Marian Drăgulescu, m-am întors de acolo, eram într-o perioadă în viață în care nimeni nu îmi vorbea despre har. Majoritatea oamenilor erau perfecționiști, chiar dacă luam 5 medalii de aur la o competiție, una de argint și una de bronz. Spun exemplul acesta că l-am trăit, m-am întors acasă și tatăl meu mi-a zis: de ce ai luat-o pe aia de bronz? Pe alea 5 de aur nu le văzuse. Tatăl meu vrea să-mi ambiționeze, e un om extraordinar, tatăl meu, și-l iubesc din toată inima mea. Au fost momente în care n-am mai suportat ca cineva să ridice tonul la mine din cauza problemelor pe care le-am avut în copilărie și despre care nici nu mai vreau să vorbesc. La un moment dat, mă duc la Reșița după acel campionat mondial, mă întorc la Timișoara, mă urc în tren și singur în compartiment cu niște reviste, ziare, unde chiar scriau despre mine, ziare de sport, Calin Jivan, Speranța Gimnasticii Românești. Mă uitam la poze, că de citit nu prea mi-a plăcut să citesc niciodată până am venit la Hristos. Mulțumesc Domnului că m-a ajutat. În tren, după 5 minute după ce a plecat trenul, se urcă o bătrânică, 83 de ani, o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, o femeie văduvă. Pe expresia feței se vedea că are o fericire pe care eu, chiar dacă eram sportiv și veneam de la mondiale, nu aveam. Când a intrat în compartiment, i-am așezat bagajele, am ajutat-o, s-a așezat confortabil pe bancheta din față, m-am uitat la dânsa, asemăna bine cu mama mea și a tras aer în piept, așa a răsuflat și la un moment dat a spus: slăvit să fie Domnul! Băi, a spus amin și aleluia! Eu am ascuns revistele, știam că este o femeie credincioasă. Am început o conversație cu dânsa, i-am zis cum mă numesc, mi-a zis cum se numește, am povestit puțin, la un moment dat mi-a zis: Alin, să știi că eu sunt credincioasă, nu mai trebuie să-mi spuneți, că se vede și pe dumneavoastră. Radia de fericire, chiar dacă era o femeie văduvă. La un moment dat mi-a zis: Alin, eu de fiecare dată când plec de acasă, îl rog pe Dumnezeu să scoată în cale un suflet căruia să-i vorbesc despre dragostea lui Iisus Hristos. Am vorbit multe cu dânsa, la un moment dat, cu o înțelepciune extraordinară. Ceea ce n-au putut să facă alți oameni, poate mai bine pregătiți decât această femeie, s-a uitat la mine și mi-a zis: Alin, tu faci multe greșeli în viață, dar eu nu sunt în măsură să te judec. Vreau să spun ceva azi, Alin. Dumnezeu poate să facă din tine un om minunat. Știți că această bătrânică mi-a stricat sărbătorile de iarnă? Există o tristețe care duce la pocăință. M-am dus pe munte și un coleg de-al meu care e campion mondial la bătăi în cușcă. Vă dați seama. S-a îmbătat omul și striga: Alin, hai să bem și să murim, că dacă murim, să murim sătui. Și mai spunea el că așa beau oamenii buni de sâmbătă până luni. Extraordinar de bun sunt oamenii aceștia. Eu am zis: nu, vreau să-mi schimb viața. Am coborât de pe munte, el mi-a zis: o schimb după 40 de ani, hai să ne distrăm. Nu.
Am pus mâna pe scriptură și am început să citesc. Mi-am sunat mama acasă după o absență de vreo 2 ani. Am sunat-o pe mama acasă și am zis: mami, uite ce s-a întâmplat în tren, eu citesc scriptura și plâng, se întâmplă ceva cu mine. Vreau să vă spun că în momentele acelea citeam scriptura cu țigara în mână și plângeam. Nu știam ce se întâmplă cu mine și îl simțeam pe Dumnezeu și simțeam mila lui Dumnezeu. Mama, când a auzit, s-a bucurat foarte mult și mi-a trimis cărți. Atunci a fost pentru prima dată când i-am zis mamei mele: mami, îți mulțumesc și vreau să spun, sărut mâna, că în momentele în care eu am fost departe de Dumnezeu și m-am comportat urât și cu voi, tu ai tăcut și te-ai rugat pentru mine. Îți mulțumesc, mami, și te iubesc din toată inima mea. S-a bucurat, mi-a trimis cărți, am început să citesc. Anul 2007, că trece timpul foarte repede, înainte unui campionat mondial, un coleg care venea de la juniori îmi zice: Alin, hai și noi la biserică. La pocăiți, bineînțeles. Știa că mama e pocăită și el era, fratele lui era pocăit. Hai să hai și noi la biserică să ne rugăm, să ne ajute Dumnezeu la mondial. Eu în perioada aceea încă purtam cercei în urechi, mi-am scos cercei, am să mă duc la pocăiți. Acum eu deja știam din copilărie. Eram tuns la chelie, zero. Mi-am luat niște șlapi în picioare, vă dați seama, o educație extraordinară. Țigările în buzunar, un tricou umulat, mic, musculos, așa. Fratele Florin, în biserica căruia am fost și unde mi-am predat viața, a zis: când te-am văzut cum vii spre mine, m-am speriat, chiar dacă era așa mic de statură. Veneam așa, plângând spre dânsul. M-am dus să-mi ascultam mărturia unui om și după mărturia acestui om, mi-a venit să plâng. Dar am zis: cum să plâng, că mă văd ăștia doi, eu mai eram cu încă doi colegi cu care trebuia să plec la mondiale. O să zic ăștia despre mine că am plâns la pocăiți în biserică. Se duc la sală și o să mă fac de râs. Și n-am plâns. După mărturia acelui om, fratele păstor a luat microfonul și a zis că vrea să se roage pentru toți aceia care trăiesc în păcat și departe de Dumnezeu. Și a zis: eu nu pot să fac nimic, dar îl rog pe Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt să vă cerceteze. Acum eu nu știu cum gândiți dumneavoastră despre Duhul Sfânt, dar eu o să vă spun ce am experimentat eu. Acum puțină psihologie cunosc și eu că m-am mai documentat. În momentele acelea când a zis: îl rog pe Duhul Sfânt să se coboare peste voi și să vă cerceteze, am simțit o prezență sfântă care s-a coborât peste mine. Pur și simplu am văzut cine e Alin Jivan în fața Dumnezeului care este mai mult de 3 ori sfânt. M-am simțit rușinat, mizerabil, m-am simțit într-un mod extraordinar de nici nu știu cum să mă exprim. Am început să plâng, am început să-mi cer iertare. Privește acum la tot ce ai strâns în pumnii tăi, am scris un cântec. La ce ai iubit și ți-ai dat seama, totul are un sfârșit, de ce ai lăsat în urmă, nu ești mulțumit. Nu puteam să-i dau nimic bun lui Dumnezeu din viața mea, chiar dacă eram campion. Că adevărații campioni nu sunt aceia care activează bine într-un domeniu sau altul, ci adevărații învingători sunt aceia care își pleacă genunchii în prezența lui Iisus Hristos și sunt liberi de patim, de vicii și de diavol și ridică sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și proclamă adevărul care este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Acestea sunt adevărații învingători. Nu aceia învinși de patim, de vicii și de lucrurile nenorocite din viață. Lumea se uită la noi ca și copiii lui Dumnezeu și profesorul mi-a zis: ai pierdut mințile că te-ai dus la pocăiți. Dar ei habar nu au că abia acum mi le-am câștigat. Că m-am întâlnit cu Iisus Hristos, un adevărat învingător, că stați și plângeți acolo cu aia pe genunchi. Mă plec pe genunchi în prezența lui Dumnezeu ca să mă ridic de acolo om în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că orice om care se întâlnește cu Iisus Hristos, care a lăsat mormântul gol, devine om adevărat în sensul adevărat al cuvântului. Un om care știe să iubească, să lupte, să respecte societatea, soția și toate lucrurile din jur. Un om care luptă, lupta cea bună a credinței. Și educația are un rol extraordinar în viață, dar educația fără credință produce un dezechilibru. Factorul cel mai important în viața unui om, care îl ajută să fie vertical în toată existența lui, este credința în Dumnezeu. Fără de care niciun om nu poate să trăiască o viață plenară pe pământ. Iisus Hristos este Domnul vieții. Și El merită lăudat pentru lucrurile minunate, că descoperă pruncilor adevărul. Ne-a revelat nouă adevărul și ne-a dat nouă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a coborât peste mine. M-am gândit în prima fază, dacă mă duc în față, oamenii o să râdă, o să mă batjocărească la lot, o să scrie presă, eu mă duc la mondiale pocăit. Și nu m-am dus. S-a încheiat programul, s-au dus foarte mulți oameni. Apoi, la un moment dat, fratele păstor a zis: eu nu plec de aici. Aici mai sunt suflete care trebuie să vină la Iisus Hristos. Eu
stăteam ascuns în spatele unui stâlp și l-am rugat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu mă vezi că sunt în biserică, fă-te rog frumos în așa fel încât să nu plec de aici până nu mă duc și în față să-mi predau viața în mâinile Tale. Fratele păstor, care nu mă vedea, dar mă vedea Dumnezeu din cer, a mai făcut o chemare și în chemarea aceea a spus, vino acasă. Când a zis vino acasă, am simțit glasul, că am auzit glasul lui Dumnezeu, am coborât de acolo cu țigările în buzunar, cu picioarele ca de plumb, m-am dus în fața tuturor, am căzut pe genunchi, am dat drumul inimii să plângă și a pus fratele păstor mâna pe capul meu și s-a rugat. Nu știu cât credeți dumneavoastră sau nu credeți, este un adevăr pe care eu vreau să-l proclam în seara aceasta. În momentul în care fratele păstor și-a pus mâna pe capul meu și s-a rugat, am simțit o putere care a intrat în mine și a dat la o parte povara pe care am purtat-o pe sufletul meu atâta timp. Conștiința mea a fost spălată în sângele lui Iisus Hristos. Am simțit bucuria mântuirii, m-am simțit descătușat, m-am simțit liber, m-am simțit fericit, împlinit și am simțit o dragoste pe care n-am întâlnit-o nicăieri. M-am ridicat de pe genunchi, plângeam, dar plângeam de fericire. M-a întrebat, te pocăiești? Am zis, da, mă pocăiesc. Am ieșit afară, am aruncat țigările într-un coș de gunoi. Asta se întâmpla în urmă cu vreo 6 ani și ceva. Și de atunci, alerg pe calea credinței și mărturisesc că Iisus Hristos este acela care mi-a făcut atât de mult bine în viață. Binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să închei cu următoarele lucruri. Cu tatăl meu am fost certat aproape toată viața mea. M-am întors la Dumnezeu, la mine acasă au întâmplat niște lucruri ciudate. M-am cam supărat. Pe 2 decembrie am intrat în apa botezului 2007. Pe 3 decembrie am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tatăl meu acasă. Dumnezeu ne cheamă să iubim oamenii. Chiar dacă nu merită, că nici noi n-am meritat iubirea lui Dumnezeu. L-am sunat pe tatăl meu acasă și tatăl meu mi-a răspuns în felul următor. Ce vrei, mă? Și am zis, tati, eram plin de bucurie, plin de Duhul Sfânt. În 24 de ani, eu nu ți-am spus niciodată că te iubesc. Vreau să spun că m-am întâlnit cu Iisus Hristos și că te iubesc din toată inima mea. Tati, n-am fost o familie, că n-am știut să fim o familie. Dar de azi înainte putem să fim o familie, pentru că alături de noi este Dumnezeu. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată să plângă. L-am auzit la telefon și a spus, și tata te iubește. Și mi-a închis telefonul. M-am dus acasă, m-a luat în brațe și a cerut iertare mie și a cerut iertare mamei mele, fraților mei, am căzut toți în genunchi și ne-am cerut iertare lui Dumnezeu și ne-am rugat și ne-am bucurat. Mama s-a rugat pentru tata 40 de ani să se întoarcă. Și-a pierdut speranța la un moment dat că se va întoarce, dar Dumnezeu face minuni. Tatăl meu este un om nou. La 60 de ani am învățat că noi avem un Dumnezeu care permite să fim și romantici. La 60 de ani, ceea ce nu a făcut o viață, a făcut acum. La 60 de ani, se plimbă cu mama mea de mână, pe stradă, m-a sunat într-o zi, sora mea, și mi-a zis, Alin, o minune ca asta n-am crezut niciodată. Mami și tati, de mână amândoi, pe bulevard. Se plimbă împreună, stau împreună, petrec timp împreună și laudă pe Dumnezeu împreună. Avem un Dumnezeu mare. Dragilor, a trecut timpul și vreau să mai spun următoarele lucruri și cu astea închei. Din lotul național de gimnastică s-au întors 7 gimnaști. 7 gimnaști. Unul dintre ei, care este coleg cu noi, Mihai îl cunoaște foarte bine, a vrut să se sinucidă într-o zi. 7 ani de zile a avut atacuri de panică într-un mod continuu. S-a urcat pe hotel și a vrut să se sinucidă. La o rugăciune, în camera de hotel, eram într-un cantonament, Dumnezeu l-a eliberat total. A venit, s-a botezat în apă, a fost umplut cu Duhul Sfânt, s-a căsătorit, este student la Institutul Teologic Pentecostal, chiar dacă printre ultimii, că noi trebuie să recuperăm mult, noi care am chiulit mult de la școală și eu și el, avem un Dumnezeu mare. Și să nu uităm că Dumnezeul acesta mare, când a vorbit cu Moise, a vorbit dintr-un rug, este o tufă. Deci Dumnezeu se poate folosi și de o tufă de Veneția să lucreze. Pe lângă aceste lucruri, s-au întors foarte mulți oameni la Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea, știți? Pentru Adam, paradisul lui a fost, se pare că, Eva. Când apare Eva în acel cadru, Adam pierde frumusețea culorilor din paradis, pomii înfloriți, ciripitul păsărilor,
Și tot ce era strălucitor și frumos și punctul de atracție numărul 1 al Edenului era Eva. De ce spun că paradisul lui Adam a fost Eva? Adam ar fi putut să aleagă să rămână în paradis singur, dar s-ar fi gândit el, cum să mă trezesc eu mâine dimineață fără Eva? Prefer să mor cu ea. Paradisul Domnului Iisus Hristos, pe lângă faptul că este cerul, împărăția Lui, o spun cu tot curajul, suntem noi, oamenii, că ar fi putut să rămână în paradis și să ne lase pe noi pe pământ, dar s-a coborât din slavă, a coborât după noi, să ne ia și să ne ducă înapoi în paradis. Avem un Dumnezeu glorios care merită toată cinstea și toată gloria. Aș dori să ne ridicăm pe picioare. Aș ruga frații să vină în față, să cântăm un cântec și apoi să facem o rugăciune. Dacă cunoașteți acel cântec, m-ai regăsit când eu, pierdut pe cale, mă răstigneam pe altarele de lut, aș dori să-l cântăm împreună. Cei care cântă, îi rog să vină în față, cunoașteți acest cântec, nu? Să-l cântăm și să nu uităm, să ne aducem aminte că Dumnezeu este acela cel mai mare descoperitor de mărgăritare. Tu ești mărgăritarul pe care Dumnezeu vrea să-l facă să strălucească în seara aceasta, să-ți dea un viitor și o nădejde. Haideți împreună cu toții să cântăm acest cântec minunat și apoi să ne rugăm. Prea iubiților, de multe ori ne-am manifestat irațional în viață și spunea cineva că preferă să-și piardă echilibru emoțional lăudându-L pe Dumnezeu decât să-și piardă echilibru emoțional în patim și în vicii. Eu cred că nu este greșit să lăsăm ca sufletul nostru să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Dacă trebuie să plângem în prezența lui Dumnezeu, să plângem. Dacă trebuie să mărturisim prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos este prezent în locul acesta, să mărturisim și să lăsăm ca puterea Duhului Sfânt să se manifeste în toată puterea Lui. Iisus Hristos este Domnul vieții. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să cântăm cu toți acest cântec. M-ai regăsit. Aleluia. Când eu pierdut în lume mă răstigneam pe altarele de lut și prăbușit gemeam în neputință. Aleluia. Când faptele Tu m-ai cules. Aleluia. Din pulbere cu harul. Iisus Hristos este Domnul. Ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, Tu ești mărgăritarul. Aleluia. Din dragostea de acum să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul. Glorie ție, Doamne, mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai cules, ca să mă îmbraci cu dragostea din Tine. Glorie ție, Doamne. Și mi-ai șoptit, mărgăritarul, din dragostea de acum să rămân. Astăzi alerg tot mai grăbit pe cale. Astăzi alerg tot mai grăbit pe cale. Aleluia, Doamne, dă-ne putere, Doamne. Să ajung acolo sus la dreapta Ta. Aleluia. Să trec prin poarta biruinței Tale. Aleluia, Doamne, glorie ție, Doamne. Prin poarta ce se cheamă Golgota. Să trec prin poarta
prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci în dragostea din pânt. Și mi-ai șopit, dragostea de acum să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci în dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, dragostea-ți de-acum să rămân. Iubiților, dacă Dumnezeu a vorbit în seara aceasta și sunteți, stați undeva ascunși și n-aveți curaj să ieșiți în față și aveți probleme cu care vă confruntați de ani de zile, lăsați-L pe Dumnezeu, descoperitorul de mărgăritare, să se atingă de voi în seara aceasta. Eu cred în rugăciunea în comun, eu cred în rugăciunea pastorilor, eu cred în rugăciunea cu autoritate, eu cred în rugăciunea de eliberare, eu cred în rugăciunea de vindecare, eu cred în rugăciunea de mântuire, eu cred în Iisus Hristos. Dacă în seara aceasta Dumnezeu vi-a vorbit, haideți în față să ne rugăm unii pentru alții. Fratele păstor se va ruga pentru dumneavoastră. În timp ce vom cânta ultima strofă din acest cântec, toți aceia care aveți nevoie ca Dumnezeu să se atingă de voi, haideți în față să ne rugăm împreună să fim o forță și puterea Duhului Sfânt să se manifeste în mijlocul nostru, ca fiecare dintre noi plecând de aici să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul vieții. Haideți curajoși, pășiți în față, în brațele calde ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne rugăm împreună, indiferent de problemele cu care vă confruntați, lăsați-L pe Dumnezeu să vă elibereze, lăsați Duhul Sfânt să vă elibereze, să vă dea speranță și viață. Nu vă rușinați, veniți în față și fratele păstor se va ruga pentru voi, pentru fiecare dintre voi. Și dacă Iisus Hristos este Domnul, sub greul crucii și mă gândesc ispite zi de zi, și atunci mulțumiri ți-aduc, Iisuse, că harul tău îmi este îndeajuns. Tu m-ai cules, Doamne, în numele lui Iisus Hristos te rugăm, Doamne, lucrează, Doamne, de putere copiilor Tăi, Doamne, de eliberare, mântuiește, Doamne, iartă, Doamne, Dumnezeu, ridică, eliberează, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, te rugăm. Și mi-ai șoptit, Tu ești mărgăritarul, dragostea de acum să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din cânt. Și mi-ai șoptit, Tu ești mărgăritarul, în dragostea de acum să rămân. Haideți să ne rugăm cu toții, Tatăl din ceruri.